Șerban Copoț are motive de bucurie. Chiar astăzi a devenit tată. Pentru a treia oară, soția lui a dus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar artistul nu-și mai încape în piele de fericire. Te-am sunat să spun felicitări pentru micuță. Șerban Copoț nu-și mai încape în piele de bucurie după ce prima lui fiică a venit pe lume. Artistul mai are deja doi băieți. Cum să fie, cu emoții mari. Vremurile pe care le trăim nu sunt chiar cele cu care ne-am obișnuit. Și sarcina a trebuit să fie îngrijită cu mare atenție. Mai ales că COVID-ul ăsta nu prea ne-a mai ținut în zona de confort. Da. Dar uite-te că am ajuns și în acest moment de maximă bucurie în care a venit pe lume. Comparativ cu celelalte nașteri, a fost mai greu acum? Nu, n-a fost mai greu, dar perioada în care a stat însărcinată a presupus mult mai multă atenție, mult mai multă pregătire, n-a fiind COVID-ul și pandemia, nu se poate compara cu nimic altceva. Toată lumea este bine. Și bebeluna și soție. Ai idei și când le vor externa? Probabil că vineri sau sâmbătă. Am înțeles. Cam așa e procedura la maternitate. Sunt foarte fericit. Ce să zic, trebuie convins să am doi băieți, nu va veni și o fetiță.